Și mă scuzați, dar mie nu-mi iese din cap treaba asta cu cei 8 militari români care au murit săptămâna trecută prăbușindu-se cu un avion de vânătoare și cu un elicopter. Nu pot să înțeleg liniștea care s-a așternut în jurul acestei nenorociri. Pare că s-a dat un ordin așa și eu n-am fost în clădire. Bă, ia liniște în front, da? Și toată lumea fermoar la gură. Păi să ne amintim de incendiile din spitale. Vai, cum se tăvăleau unii pe la televizor, pe net, prin piața publică, pe la ușile partidelor și pe bună dreptate, da, pe bună dreptate. Iar acum, alo, am omorât 8 oameni, 8 militari, fără să fim în război și nimic. Ne spuneți că piloții noștri au fost mereu la risc zburând cu aceste avioane? Evident, noi am riscat viața piloților noștri, a tinerilor noștri, zburând cu aceste avioane, pentru că aceste avioane nu corespund practic la ceea ce astăzi se întâmplă. Iată, noi am riscat viața piloților cu aceste avioane. Noi? Care noi, șeful? Noi, poporul? Cum spunea maestru Tătaru, vă amintiți? Fostul ministru, Nelu Tătaru. Da, ăla cu fierăstrăul și cu dinții și cu... Era lângă spitalul ars de la Piatra Neamț și zicea, pentru situația medicală din ultimii 30 de ani, suntem cu toții vinovați. Deci, care noi, domnul Dâncu? Spuneți mai multe dacă tot v-ați ambalat. Ministrul apărării a fost singurul care a combătut cât de cât pe subiect. Da, era și domeniul lui, nu? Că doar a făcut armata omul. Sau ne spuneți la proces mai multe, domnul Dâncu? Care procesă? Ce, ne trezim în film aici, visăm, anchete, procese răsunătoare, audieri de 3 zile în fața Congresului ca la american? Ne. Îți atrag atenția că orice minciună va cântări greu la proces. Mă uitam și la Neacaisă ăsta, președintele PSD, Marcel Ciolacu. Fiu de aviator militar, da, om care știe problemele. 3 rânduri pe Facebook, tată, condoleanțe, țărâna ușoară și... Asta e, mergem mai departe. Unde-i, dom'le, vehemența care l-a consacrat pe Ciolacu? Unde-i, mă, vigoarea aia de altă dată a ursulețului? Unde-i agitația aia care făcea să-i sară banii din buzunarul de la piept? De exemplu, din zilele alea în care citez... Lua banii din pieptul mortului. Unde să fie? Nu mai e. S-a dus în picaj. Cu botul direct în praf. Consider că se impune creșterea procentului din PIB alocat cheltuielilor de apărare de la 2% cât este în momentul de față la 2,5%. Ok, nu azi, nu mâine, poate nu luna asta, luna viitoare, să se termine nenorocirea de lângă noi, dar pe acest subiect vom avea o dezbatere înainte să trecem la fapte? Ok, creștem cheltuielile militare. Ce înseamnă asta? Că în loc de 8 militari pe seară vor muri 10? În loc de 2 avioane o să cadă 2,5? O să avem și mai multe taburi care se încurcă într-un giratoriu din Galați? De unde luăm banii pentru mai multă armată? De la celelalte priorități zero? Sau nu e cazul să discutăm, nu? Noi executăm, trăiți, nu discutăm. La stânga, care... Stați, mă, pregătesc și eu pentru starea de urgență. Bine, și eu bătut în cap, o țin pe a mea, o țin langa cu aceste comentarii și întrebări. Bă, n-auzi că nu e momentul. E război, ne dă Putin cu bombardeaua, taci din gură, mergi pe burtă. Plătim oricât, numai să... E, aici e problema, să ce? Că am băgat 2% din buget la apărare și tot cu migurile astea preistorice o ardem. Riscăm viața militarilor cu aparate construite pe vremea lui Traian Vuia, mă, suntem nebuni? De ce țineți dumneavoastră să vă bate joc de mine? De ce țineți să mă umiliți? De ce călcați în demnitatea mea?